Tot mai mulți moldoveni ajung pe masa de operație după ce descoperă că au pe organe chisturi provocate de infectarea cu larvele viermilor. Cel mai des, paraziții ajung în organism în urma consumului de fructe și legume nespălate, de brânzeturi produse în condiții de casă, de carne infectată, dar și în urma contactului cu animalele. Pe Elena Dilan, în vârstă de 41 de ani, din Cărnățenii Noi Căușeni, am surprins-o în timp ce se pregătea de intervenție de extragere a chistului de pe ficat. Femeia ne-a spus că a ajuns în această situație din cauza slăbiciunii față de brânza de oaie de casă. Eu tot vremea așa gândeam că toată vremea cea mai sănătoasă mâncare e la țară. Chiar că lactatele, brânzele astea zbune, dar eu cum înțeles din gura medicilor că nu chiar zbune. Chiar nu sunt filtrate, nu au microbi, dar noi mâncăm. Femeia povestește că primele simptome au apărut acum un an, având un mic disconfort în timpul mâncării, dar și dureri de cap. M-am dus la o zi la raion, controlat și a spus că crește un fel de carne pe ei mare, chist așa cum am explicat ei. Și că nu-i mare și ne-a părut, dacă nu-i mare, am venit acasă și am uitat de lucrul ăsta. Și au trecut o an de zile, așa că anul ăsta după anul nou, mi s-a stat rău. Chistul a crescut și a ajuns la aproape 10 cm și exista riscul extinderii pe alte organe sau, mai grav, erupția acestuia în organism. Așa că femeia a fost operată în aceeași zi în care a ajuns la spital. Acest chist care noi l-am scos de întregul, câteodată el poate fi dimensiuni gigante. E un clip sidră, vedeți, cât e dintr-un chist în altul. După intervenție, pacienta va urma un curs de deparazitare și se va afla în evidența permanentă a medicului. Chirurgii care efectuează astfel de operații spun că de la an la an înregistrează tot mai mulți pacienți cu astfel de chisturi. Avem alte cazuri internate în spital care cu complicații, care chistul acesta, de exemplu, alaltă era operată, chistul acesta e rupt în căile biliare și a format și icterul mecanic. Adică pacientul s-a îngălbenit și trebuia și o operație combinată și pe căile biliare. Doctorii susțin că acest fenomen se întâlnește în special în Europa de Est, unde este cea mai scăzută rată de acces la servicii de apă și canalizare. Specialiștii susțin că au avut cazuri în care unii moldoveni au decedat după ce au ajuns prea târziu la medic. Ouăle, parazitul ingerate de pe alimente, carne, animale sau de pe blana acestora ajung în intestine, apoi se fixează pe pereții acestuia, urmând apoi penetrarea intestinelor și ajungând astfel în circulația sanguină. Migrând, parazitul se dezvoltă în ficat, rinichi, plămâni sau creier.